Fie că sunt pui de găină, curcan, rață sau orice altă pasăre, ei sunt la mare căutare în această perioadă, pentru că iarna a luat sfârșit și pot fi ținuți în aer liber. Dis de dimineață, într-o zi de weekend, giurgiuvenii s-au adunat în fața magazinelor agricole pentru a cumpăra puișori de o zi. Dornici să își umple cotețele cu păsări, au venit înarmați cu răbdare pentru a aștepta ore bune până când au sosit pui tocmai din Ungaria. De ce ați venit aici? Pentru pui. Sunt pe tabelă și am dat banii. Deci, pe 35 de pui, 2,80, 2 lei și 80 de bani și așteaptă mașina să vie din Ungaria. Să iau pui. De care pui? Pui. De găină? De găină. Și altceva au aici, oare? Păi, cred că au. Așteptăm să vedem ce mai aduci. Ați dori să luați și altfel de pui? Curcani sau potârnic? Nu, doar de găină. Ce puișori vreți să cumpărați? Rasa mixtă. De găină? Da, de găină. De unde sunteți? Din Giurgiu? Din Gogoșari. De ce ați venit astăzi aici? Luăm pui. De care pui? De carne, de miști. Miști, nu? Miști. De unde sunteți? Din Giurgiu? Nu, de la Agostin. Și ce o să faceți cu puii? Le mâncați? Îi creștem să mâncăm, da. Puii nu pot fi cumpărați în fiecare zi. Pentru a intra în posesia lor, clienții trebuie să ia legătura cu distribuitorii și să se înscrie pe o listă de așteptare. În momentul în care puișorii sunt disponibili, clienții sunt contactați de vânzători.